În sfârșit, sunt mulțumit că au început în forță lucrările. O să vedeți și în zona Dolhasca și în zona Liteni, unde se lărgește acest drum de la 6,5 la 8 metri cu tot cu acostament. Drumul are 46 de kilometri, sunt 6 poduri, din care 2 noi și 4 care se recondiționează, și 76 de podețe transversale, toate se vor înlocui, vor fi podețe noi. Ne interesează descărcarea apei pentru a nu bălti în această zonă. Axa rutieră strategică Suceava-Iași conține două loturi aflate pe raza județului Suceava, iar constructorii au împărțit lucrarea în 4 tronsoane. Atacăm și zona Udeș și zona Știrbăț, unde drumul astăzi nu arată foarte bine, dar va arăta bine. E o lucrare mare, o lucrare care costă, din calculele noastre, investiție de peste 30 de milioane de euro, și bucuria mare că a început și tronsonul celălalt, de la Dărmănești spre Costâna, Vâlcele, Stroiești, Zaharești, legătura cu Moara. Am avut o întâlnire tehnică cu constructorii și consultanții să vedem ce nu merge. Ce le-am cerut eu insistent este concentrarea de forță aici, pentru că rămăsese puțin în urmă, și să țină cont că la Dolhasca este o lucrare și de apă și canal care se suprapune cu drumul, și atunci noi mai întâi trebuie să tragem apa și canalul. A fost de față și primarul de Dolhasca, cu el am stat de vorbă și am pus lucrurile în regulă ca să nu fie nicio problemă în ceea ce privește desfășurarea lucrărilor în perioada care urmează. Lungimea totală a celor două loturi din drumul expres Suceava-Iași de pe raza județului Suceava este de aproximativ 75 de kilometri. Se vor executa lucrări la drumuri, poduri, lucrări de iluminat public și de protecție și siguranță a infrastructurii feroviare publice.